Bun, și evident că toată lumea a început să se gândească ce ar trebui să facă pentru propria țară. În acest context, România a decis că va aloca armatei 2,5% din PIB. E o decizie importantă, pentru că asta va duce la o serie de schimbări. Pe de altă parte, asta este o decizie care s-a luat în ultima ședință a Consiliului Superior de Apărare a țării. Să nu uităm însă că și sectorul energetic va deveni strategic pentru următoarea perioadă. Asta este o chestiune de asemenea foarte importantă. Fondurile suplimentare vor întări capabilitatea de luptă a forțelor armate în condițiile în care Ucraina se confruntă cu o invazie de amploare a Federației Ruse. În această ședință a CSAT de ieri s-a hotărât și suplimentarea contingentelor NATO, vă spuneam despre acest lucru, care vor fi găzduite de țara noastră. Să nu uităm că deja au venit la noi militari francezi, urmează să vină și militari belgieni. Probabil că și Statele Unite vor mai trimite astfel de militari, iar România a anunțat că va permite tranzitul de armament către Ucraina. E o solicitare care a fost făcută și către Ungaria, care însă a fost respinsă de guvernul condus de Victor Orban. Ei se tem de acțiuni din partea Rusiei și atunci de asta au și refuzat. Aseară, Marea Britanie a anunțat că a impus acțiuni Belarusului pentru că a sprijinit atacul forțelor rusești în Ucraina. Nu putem accepta ca harta Europei să fie redesenată prin violență din cauza unui conflict fără sens, a spus Klaus Iohannis după ședința CSAT. Pentru a face față noilor provocări, România cere ajutor aliat, pe care îl va și primi. Am decis să intensificăm la nivel bilateral și aliat demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic în perioada imediat următoare. Prin dislocarea de forțe aliate și prin constituirea accelerată a grupului de luptă din România. Cu războiul la graniță, România ia o decizie de ultim moment. Fondurile alocate în zestrării armatei vor fi majorate substanțial. Este nevoie de creșterea capacității de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de apărare, de la 2% cât este în momentul de față, la 2,5%. Șeful statului a anunțat că va suplimenta sprijinul acordat Republicii Moldova în condițiile în care țara vecină se confruntă cu un număr în creștere de refugiați. Noi măsuri în acest sens vor fi implementate și în România. Am decis astăzi înființarea pe teritoriul țării noastre a unei facilități logistice, un așa numit hub, un centru, care să permită colectarea și transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina.